daună, 2016-2017, și am venit în România. Și facem pariu că în 2018 s-a modificat kilometrajul? Normal. A, 5.000-10.000 de euro la mașină de 8.000. Da, nu, că e bine. E beton. Un BMW. Un BMW. Hai că încep un bun mașină. E, ce ai făcut? 7 proprietari. Hai, mai tăie din ele de le drag. Dar l-a dat cu kilometrii puțin. Păi bă, dacă te încurci, te încurci ca lumea, păi... Ori suntem golani, ori nu mai suntem. Junghi, ăsta e bun de experimente, să fie înlocuitor pentru matiz ăsta. 1000 de euro merită, maxim. O nouă serie de verificări, să vedem ce găsim. Nu uitați să-mi trimiteți seriile la verificari@99vehicles.ro. Dacă vreți să cumpărați un raport car vertical sau mai multe cu reducere, aveți linkul în descriere și în primul comentariu fixat. Așadar, hai să verificăm niște mașini. O Ieta din 2007. Asta ar fi una. Un Mercedes de pe Autovit 2014. Passat din 2009 20 TDI. Hai să dăm la astea verificare. 520 de 2008. Seria nu este bună. Îmi pare rău, mi-ai dat seria greșit. Sper să am noroc de data asta. N-ai noroc pentru că mi-ai scris seria greșit. Samsar cu daune. Un suspect de kilometri înapoi. Asta este o Dacia. Astea se încarcă. Dacia Sandero. E350 plug-in hybrid. Eu nu știam că există. M-am învechit, trebuie să mă mai pun la curent cu diverse lucruri. Și se încarcă și să așteptăm și să vedem primele 7 mașini, să vedem ce găsim. Volkswagen Jetta. La care nu avem informații. Păcat. Volkswagen Passat Estate. Kilometraj și accidente. Fabricat în Germania. Olanda, 6 kilometraje. Olanda. Daună, 2016-2017. Și am venit în România. Și facem pariu că în 2018 s-a modificat kilometrajul? Normal. 2017 ianuarie, 263.000. După un an și 4 luni am mers cu spatele vreo 70.000 de kilometri. Cu ce am mai făcut cu el sunt fix 100.000, dați înapoi. Mișto. Și două daune în 3. Asta e necunoscută, una, două. Daune de 1.000, 2.000, 3.000 de euro. Mișto. Passat 2008, 2009, asta este seria. Deci kilometraj modificat cu 100.000 și 3 daune, dintre care două cunoscute. Volkswagen Tiguan, la care avem datele probabil doar din România, din păcate. Și atât, nimic deosebit. Ăsta, Mercedes C-Class. Olanda, dacă vin datele din Olanda și a venit în România, e ok, înseamnă că n-au fost modificați kilometri. Dar a mers puțin de tot, adică a mers 80 de kilometri în 4 luni. Ciudat. Preț, ia, a fost de vânzare. Ianuarie. Și ar trebui să fie și poze, bănuiesc. În Olanda. Kilometrajul ăsta este, deci n-ar trebui să fie măgării. Și apoi a apărut în Constanța. Deci ai informațiile cu kilometri, 179.273. Și ai kilometri și aici, 261. Da, coincide, e ok, nu am modificat, omul e onest, mașina care merită cumpărată. În Olanda nu se joacă și dacă a ajuns în România cu același număr de kilometri, e în regulă, ai poze înainte, poze după, poze în Olanda la vânzare, poze în România de vânzare, ai mașina, sănătate. Accidente Dacia Logan. Accidente unde? A, 5.000-10.000 de euro la mașină de 8.000. Da, nu, că e bine, e beton. Da, ce să zic, nasol. Deci nu o cumpăra, e simplu. În daune de 5.000-10.000 la Logan, no fucking way. O singură informație care îți trebuia, e clar, fugi de ea. E-Class Plug-in Hybrid, la care nu avem informații. Păcat.
Hai să mai băgăm următoră. Junghi de Audi A4 cu apucături de țeapă, care e la vânzare pe OLX. Ia să vedem, că sunt curios cum arată anunțul. Gorj. 3000 de euro. 240.000. Da, miroase a țapă. Ford Focus link către raport. Să înțeleg că e ceva. Dacă a verificat-o și mi-a pus link-ul. Accidente. Oh, ce aici? Mamă. Frumos, frumos. Oh, mamă. Să fie daune, tată. Da, este un raport care mi-a trimis un urmăritor după ce a verificat mașina. Deci i-a fost util, adică. Volkswagen T5. Să cerem raportul la ăsta. Astra H, mașina mea preferată. Cea mai mașină dintre mașini. Țaca, paca, un BMW. Mercedes, Chevrolet. 7 proprietari. Șeptar. O nemțoaică focoasă. Hai să vedem cât de focoasă e. A, păi ce ai făcut, mi-ai dat seria greșit. Ce să vă fac, mă, băieți, dacă îmi dați seriile greșit, eu ce să vă fac? Am văzut pe aici un Golf 7R, unde ești? Așa, că mi se părea interesant ăsta, e altceva. Și mai am un spot. Hai că încep cu bormașina. Dacă aș înțelege eu ce fac ăștia cu bormașina, niciodată nu pot înțelege. E90. Acestea sunt toate. Hai, tati, se încarcă vreuna? F din Edition. Ați auzit de BMW 90 F din Edition? Eu n-am auzit până acum, e prima dată când aud. Audi A4. Germania. Da, nu cred. Date insuficiente, îmi pare rău, eu nu cred. 3700 de euro. Mă îndoiesc că are asta atâția kilometri, măcar are pozele și ceva kilometri din țară. Opel. Opel Fulger. Date doar din România. Păcat. Skoda. Kilometraj și accidente. 1, 2, 3. Kilometrajul unde? 141.700 la 140.000. Subțire sau vreo eroare. Daune. Două daune. Trebuie verificat acolo cu kilometri. Ceva nu e în regulă. Kilometraj accidente. Da, ai avut dreptate. Germania, România, 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 daună, daună, România, România. Ia. A, e eroare toată ziua asta. A, ba nu. Mint. E, ce ai făcut? Ce că eroare, eroare aici, dar... Deci, să ne gândim logic. Mașina asta în 2012 avea 164.000, după 132. După 6 luni 176. Să zicem că asta a fost o eroare de procesare. Am mâncat un 6 în loc de 3. Nu știu cum poți să faci asta, dar să zicem că este o eroare. De program, de sistem, de umană, de care vei tu. Bun. Aici e o eroare, să zicem că nu există punctul ăsta, trecem de la 176. 12.000 în 2 luni, ok, să zicem. După aia, după 4 luni, 119.000. După un an, 125. După 2 luni, 127. După încă 2 ani și 2 luni, 176. Adică am ajuns la 176.010, adică cât era în 2012, după 3 ani. Deci, exclus. Deci, mașina aceasta are dați înapoi vreo 50, 60, 70 de mii de kilometri. 70 de mii sunt dați înapoi. Apoi daune, două daune, nu cred că sunt foarte mari, în spate, la popat unul. Așa, și mai aici n-a fost atent să pe telefon, am înțeles. Poze ceva, nu avem. Deci kilometrii sunt. Sunt și erori, dar sunt și dați înapoi. Mercedes, Italia. Oh, cam mulți kilometri. Fotografii. Bun, măcar atâta. Ai ăsta. Mamă, ce oribil arată. Junghi, ăsta e bun de experimente, să e înlocuitor pentru matiz ăsta. Junghi, 1000 de euro merită, maxim. Da, nașpa. Chevy, la Seti. Nu sunt informații decât din România, îmi pare rău. Și Golf 7R, tot așa, doar din România. Păcat. 28.000. Da, nimic deosebit. A, ăsta? BMW. Ce l-am băgat de două ori? E același? Sau e altul? Asta e altul. E altul care are kilometrajul măsluit și nu pare să fie o eroare, dar l-a dat cu kilometrii puțin. Păi bă, dacă te încurci, te încurci ca lumea. Păi dacă tot dai înapoi, dai ca lumea, tată, nu
20.000 de kilometri, cu cea mai mers el 25.000, dați înapoi 25.000. Mă rog, în cazul ăsta, dacă mașina e ok, merită văzută și spui, bă, uite, a avut chiar mai dați înapoi cu 30.000, mai negociem la preț și noi ceva. Doar că are niște daune de 3, 4, 5.000 de euro, ceea ce e nasol. Trebuie inspectată cu atenție, eventual evitată. Și cam astea sunt pe ziua de astăzi. Aștept în continuare seriile la verificari@99vehicles.ro. Aveți link la care vertical în descriere dacă vreți să verificați o mașină urgent. Vă mulțumesc și ne vedem în următoarele sesiuni.